textul pe care să am onoarea, bucuria și emoția să citesc, se numește Liturghia Iubirii. La început a fost cuvântul liturghia. La neînceput a fost iubire. Cu taina sa, trăire, ce este nașterea cuvântului, ce este liturghia. Descalță-te de toate, afară. Pleacă-ți fruntea dincolo de podeaua de carne, intră în biserica Betleem, unde mielul cel de sus se face și liturghie pământească, ca lumea să se nască. Bate inima liturghiei în Dumnezeu, bate și în cer și pe pământ. Aceeași inimă, Hristos, de sus și de jos. Cine poate împiedica iubirea? Cine îi poate pune hota? Iată pe Logosul Divin, care este totodată liturghia Dumnezeirii în sine și cea din creație. Înfricoșată este taina creației, că tu însuți o liturghisești. Tu însuți te întrupezi și lumea întreagă o faci trupul tău, prin care și noi putem urca până la Dumnezeu, până în Dumnezeu. Și eu și fiecare suntem un chip de liturghie, un anume cuvânt iubire, chip în veșnicie. În genunchi în fața icoanei dumnezeiești, ce este liturghia iubirii, chipul Domnului Hristos. Și fiecare suntem chip de creație și chip al lui Dumnezeu, care se întâlnesc doar în chipul liturgic al tău. Doar în acest chip mă regăsesc, în întâlnirea cu tine, în chipul tău de liturghie, taină negrăită de iubire. Niciodată nu se oprește liturghia iubirii. De aceea este inima nemuririi. Inima în bătaie neîncetată, care nu încetează niciodată. Iisuse, bate inima ta în Dumnezeu, în cer și pe pământ. În toate inimele lumii bate potir cu sânge de Dumnezeu și de creație, care mereu în liturghie se fac euharistie. Doamne Iisuse, vin și eu la altarul liturghiei tale, unde mă aduc ca pe o prescură pe care să o liturghisești. De puțină mea iubire nu te scârbi. Tu m-ai creat din iubirea ta și chipul iubirii s-a pecetuit în veșnicie pe ființa mea. Și această pecete, fă-o jertfelă, pe care mereu liturghisești și în ființa mea te întrupează. Eu sunt căzut din iubire, prin multe păcate și zac în prăpastie de moarte, dar, Doamne, primește-mă ca pe o prescură, din care fă liturghie și toarnă în potirul tău și o picătură de sânge de-al meu, ca iubirea ta și a mea iarăși să se întâlnească. Tu mereu, Doamne, ne naște în iubirea ta și creația ta ne naște neîncetat de asemenea. Și iubirea întâlnită se fac ce euharistie, pâine de cer și de pământ, cuvântul ce trup s-a făcut. Dumnezeiasca pâine Hristos, Dumnezeu și creație în unire, iată icoana ce nu este idol, în care și lumea și însuși Dumnezeu deodată se închină. Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu și Fiul de creație, din liturghia iubirii naște Biserica Mamă Lumii, creație cu Dumnezeu în brațe, o iubire a lui Dumnezeu înfricoșată, cum te faci și chip de pâră, ca și lumea să primească divina măsură, o Dumnezeu întrupat, ca și lumea să urce în Dumnezeu. Două iubiri ce s-au găsit peste prăpastie de absolut. De aceea niciodată nu se oprește liturghia iubirii,
inima nemuririi. Dacă vreodată liturghia s-a oprit, dintr-o dată toate ar pieri. Iubirea este necontenită a liturghisirii. Este nesfârșită naștere de sine. Iubirea este absolutul ritual ce se face Euharistie. Dar ce este mai minunat? Divinul întrupat sau ieșirea făpturii peste sine, în divin, dincolo de orice chip creat? Divinul făptur este Hristos, peste trup. Este Duhul Sfânt, care fără despărțire, deodată și una sunt. Hristos face divinul, trup de împărtășire. Sfântul Duh face trupul chip dumnezeire. Hristos și Sfântul Duh. Bisericii liturghisire. Un anume cuvânt al tău a creat un anume suflet al meu. Și cele două chipuri stau față în față. Aceasta fiind a mea viață. Să mă văd în tine. Chip și asemănare. Fără amestecare. Eu sunt mai întâi un cuvânt de-al tău, înscris în tine, cartea vieții, pe care apoi îl rostești și mâine îl tăluiești. Bate în ființa mea cuvântul divin, inimă de Dumnezeu. Și când pe acesta l-aud, și inima mea răspunde asemenea. O, taina rostirii, taina nașterii, tu m-ai rostit pe mine și eu te rostesc pe tine. Când voi ajunge să aud rostirea din care m-am născut, atunci și eu, Iisuse, mă voi face cu tine același trup. Doamne, Iisuse Hristos, icoana din cer și de pe pământ, tu ești chipul prin care toate s-au făcut. Taina Dumnezeirii este taina nașterii tale din Tatăl și fără început. Și taina lumii este tot nașterea. Și într-un chip de făptură. Dumnezeu și creația în aceeași măsură. Chipul Tatălui Dumnezeu este dincolo de vederea noastră. Dar chipul tău de Fiu ne deschide și nouă o taină fereastră. O chip de icoană, de Dumnezeu și de creație, de cer și de pământ, chip și asemănare, ție se cuvine închinare. Dumnezeirea deschide ușa spre lume prin chipul Fiului Său și lumea deschide și ea o ușă prin care se vede Dumnezeu. Chipul Mamei Fecioare cu pruncul divin în brațe. Taina icoanei de creație. Aceste icoane se închină și cer și pământ deodată și prin care se întâlnesc toate la oaltă. Fiecare suntem microcosmogonii hristice și totodată microcosmologii proprii de creație. Bucură-te! Ușa dintre divin și făptură. Bucură-te! Puntea dintre cer și pământ, bucură-te perdeaua de altar, bucură-te fereastra celor de taină, bucură-te icoană, inimă de rugăciune, feciorenică de-a purului, chipul Maicii Domnului. Doamne Iisuse, în mine aud cum bate inima mea din tine, în care însuși sângele de divin curge fără oprire. Și inima mea de făptură bate prin această inimă cu sânge de creatură și unirea sângelui de divin cu sângele de creație, va uni cele două inimi în însăși inima ta, în care este toată taina. Nu există timp, dar iubirea se naște mereu din sine și din ritualul acesta apare și timpul. Nu există spațiu, dar nașterea nesfârșită face iubirea mereu să fie peste sine. O iubire, liturghie, ritual și eu pastie.